Polițiștii sălăjeni au întocmit dosare de cercetare penală pentru 3 conducători auto aflați în trafic sub influența alcoolului. Inspectorul de poliție Ioana Rus, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat pentru Sălăjanu Info. La data de 19 octombrie anul curent, polițiștii secției O Poliție Rurală Sărmășag au depistat în trafic un conducător auto aflat sub influența alcoolului. În fapt, la ora 20:50, polițiștii au oprit în trafic, în localitatea Bobota, un autoturism la volanul căruia a fost identificat un bărbat din comuna Bobota. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,47 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la cea mai apropiată unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducere sub influența alcoolului, comuna Someș-Odorhei. La data de 19 octombrie anul curent, ora 21:19, polițiștii secției 3 Poliție Rurală Jibou au depistat în trafic un conducător auto aflat sub influența alcoolului. În fapt, polițiștii au oprit în trafic pe drumul comunal 17, în localitatea Someș-Odorhei, un autoturism la volanul căruia a fost identificat un localnic. Șoferul, de 42 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,83 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la cea mai apropiată unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Și ultima faptă constatată la data de 19 octombrie a fost o autoconducere sub influența alcoolului în comuna Crișeni, la ora 22, când polițiștii biroului rutier au depistat în trafic pe strada Orășel un conducător auto aflat sub influența alcoolului. Șoferul, de 52 de ani din județul Alba, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,89 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la cea mai apropiată unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Respectați normele rutiere, infracțiunile la regimul rutier sunt prevăzute și pedepsite de codul penal.